gașcă, capoveștea a fost în România. O gașcă mare, trebelanci, au alungat sclavia. Noi nu ne-am confundat nici când cu oamenii de bine, nici neocomuniști și fără de rușine. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mor decât oriunde, în orice domeniu, n-ai să vezi seriozitate, când oamenii nimic să urcă sus, nelegiuirea mișună pretutindenea. Și uitați-vă în mass media și convingeți-vă. Demnitatea mea umană mă obligă să muncesc cu responsabilitate și tu trebuie să-mi spui Doamne ajute sau bună ziua pentru că sunt corect. Demnitatea mea umană nu-mi dă voie să mă plec în fața ta, numai în fața lui Dumnezeu. Luna sau anul care mi-l treci tu în cartea de muncă sau salarul care mi-l dai, nu-l cerșesc, îl merit pentru că îți fac munca cu demnitate și responsabilitate. Asta înseamnă respectul interuman. De aici începe mârlănia. Cu o mână de neisprăviți, o mână de nesimțiți, cred că conduc un popor prostăvălugit, luat în masă, per ansamblu, ca turma de vite și o manipulează unde vor. Nu-i chiar așa. Trebuie să vă deșteptați la minte și să vă învățați că creștinul trebuie să fie primul model absolut în societate, dar trebuie să fie și primul om care are punct de vedere. Auzi, bă, nene, poți să ai tu 7 diplome, nu dai bună ziua, te scuipă în față. Băi, bolșevicul Nicolichea! Da, nesimțule! Asta este pentru că le-ai dat drumul la criminal, mă! Da, și la violatori! Tu ești un escroc, că ne fur banii, băi! Ești luptător cu lor rol determinant toxic pentru democrație! Ai dosarul la secret, ce ai făcut tu, mă, la Revoluție! Deci tu nu mă iei peste picior. Pentru că în felul ăsta o să ajungem la acel sclavagism modern care nu se vede. Pe vreme te cumpăra stăpânul, îți dădea mâncare, te spălea și îi munceai gratis. Așa era atunci, pe vremea sclaviei. Astăzi, sclavia este strict politică. Pe cine reprezint tu în Parlamentul României? Nu pe tine. Dar pe cine, mă? Oameni normali. Ciuma roșie, pe condamnatul Dragnea, pe stăpânul tău? Proștii muncesc și șmecherii profită. Dar voi trebuie să aveți acea minte în cap și să înțelegeți că demnitatea credinței ortodoxe te învață să fii liber. Uite, îți mai fac un cadou, mă, pentru români. Înțelegi? Măi, ce? Mule, hai să mergi cu mine la poliție. Nu vreau! Nu vrei? Nu! Vrem libertate, nu comunism și nici schimbări de formă. Și de aceea, securiști, să nu ne puneți normă. Noi nu vrem neocomunism, nici neolibertate. Democrații originale și nici minciuni sfruntate. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Parosane, vezi că ești patron de fotbal pe banii furați de taică tu, băi? Pe Ciordeală ești patron, băi? La pușcărie, băi, să vă duceți amândoi, băi! Infractorilor! Ești patron pe banii furați de la copii, băi! Nenorociților! Atunci am decis să ieșim pe platou din fața Teatrului Național din Craiova, sâmbătă, la ora 17:30. Ne vom strânge acolo din jurul orei 17. Și va fi primul meeting al opoziției din acest an afară. Gândiți-vă că n-am ales să fie la Timișoara sau la Iași sau la Cluj, unde suntem luați pe sus de bucuria oamenilor și de această efuziune fantastică, sau la București, că ei nu mai au București. S-a terminat Bucureștiul. Dacă în sectorul 5 nu-l mai au, s-a încheiat pentru ei cu Bucureștiul. Și am, o spun pentru că am văzut reacțiile în aceste două zile și am văzut de la început, că am fost în toate sectoarele. E prima dată când noi vom fi într-un județ, repet, roșu, în stradă, în piață, alături de colegii mei, și invit pe toți cei care cred în democrație și care cred că o țară nu poate fi dominată de un om și de un partid, care nu cred că partidul stat
mai are ce să caute în această, în această țară, să vină sâmbătă acolo. Apoi duminică, sigur, vom fi într-o zonă simbol. E aici Claudiu și îl salut, Dumitriu. Vom fi și în piața, eu te salut împreună cu soția. Vom fi în piața Sfatului. În piața Sfatului. Iar la noi vă pot spune ceva. Mitingul din piața Sfatului nu va ține 8 minute sau 10 minute cât a ținut al lui Codrin Ștefănescu Dragnea, sau un sfert de oră. Cea noastră va ține ore întregi, pentru că acolo vor fi mii și mii de oameni în, în piața Sfatului din Brașov, tot afară. La... Deci am decis să, să ieșim din săli, să mergem afară. E normal. Vom fi și la Constanța, vom fi la Valencia, vom fi la Castellón, vom fi la Madrid, vom merge la Barcelona, apoi ne vom întoarce, vom merge sus la Iași, unde stăm o săptămână mare, 4 zile în zona Suceava, Neamț, deci în zona, cum să spun, Ierusalimului românesc, a mănăstirilor din Moldova, dar și vom avea întâlniri foarte importante și după care în săptămâna luminată mergem în cealaltă parte a mănăstirilor din această țară, mergem în zona Maramureșului. Deci vom fi peste tot. Eu voi fi peste tot. Frate, unde e Aarhus? Mi-a venit Aarhus în cap. Aarhus, unde e asta? În Danemarca. Ne-ați întrebat ce vrem aici, dar știe toată țara. Noi susținem punctul 8 de la Timișoara. A căzut 4-7-3 și ținea TVR. De la lanțurile ei, dar tot degeaba e. Mai bine ai mana decât trădător. Mai bine huligan decât dictator. Mai bine golan decât activist. Să nu mai fie cum a fost măcelul de atunci. Mai bine ai mana decât trădător. Mai bine huligan decât dictator. Mai bine golan decât activist. Mai bine mort decât comunist. Mai bine ai mana